Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PSD Suceava, Ovidiu Milici, care a declarat că a inițiat această campanie după ce mai mulți cetățeni s-au arătat indignați de o declarație a președintelui țării. Domnia sa la postul public de televiziune declară: și eu aș vrea să am un salariu mai mare de 1100 de euro, că n-am voie să am costum ros în coate. Ovidiu Milici a precizat că sunt așteptați să se implice în campanie medicii, profesorii, mamele, pensionarii, tinerii, dar și toate categoriile care au avut de suferit în urma diminuării veniturilor. Organizația județeană a Partidului Social Democrat Suceava demarează acțiunea "Nu haina îl face pe om". Socialdemocratul a mai spus că în data de 25 februarie coletul va fi trimis prin curier rapid către cotroceni. Pentru că pe 26 februarie este congresul UDMR și suntem absolut convinși că până la această dată domnul Traian Băsescu va roade în coate și în genunchi trei, dacă nu chiar mai multe, perechi de costume. Ovidiu Milici a precizat că acum va fi trimis doar costumul, iar de papuci pentru președinte se va ocupa poporul român.